Bună ziua și bine v-am găsit în cadrul webinarului de Daily Briefing. Silvia Gabor este numele meu și voi fi gazda dumneavoastră pe parcursul zilei de astăzi. Ne uităm pe graficul EURUSD pe un interval de timp M15, unde observăm o alunecare foarte agresivă a cotației EURUSD. Nu știu câți dintre dumneavoastră, nu știu câți dintre participanții la piață au estimat ceea ce s-a întâmplat aseară în cadrul ședinței FOMC, însă modul cum s-a mișcat piața cred că surprinde oarecum și faptul că traderii au fost luați prin surprindere. Cu alte cuvinte, în cadrul acelui statement, raport emis de FOMC, Rezerva Federală a estimat o posibilitate crescută de majorare a dobânzii, de luarea unei decizii în sfârșit, în cadrul ședinței din decembrie. Interpretarea a fost cu atât mai hawkish cu cât Rezerva Federală nu a menționat absolut nimic despre pericolele care pândesc economia americană când vine vorba de modul cum a evoluat și cum va evolua economia la nivel global. Acest lucru, spre deosebire de ultima ședință de politică monetară, nu a fost menționat data aceasta. De asemenea, nu a omis să atenționeze piețele asupra faptului că inflația în continuare este atent observată și în cazul în care grupul FOMC nu este ferm convins că economia americană are resursele necesare să atingă targetul de 2% de inflație, atunci nu vor lua o decizie și, de asemenea, urmăresc și modul cum evoluează piața muncii, întrucât și în acest sector mai așteaptă anumite progrese. Ne uităm și pe US 100 și pe NSD-USD. Într-adevăr, ieri după ce s-a văzut reacția în piață pe dolarul american că s-a întărit extraordinar de mult și aurul, o să vedem imediat că a scăzut, totuși piața a crescut și cred că aici vă referiți la piața de capital, la indici, și o să observați că mișcarea de creștere reprezintă un scenariu activ doar pentru piața europeană și pentru piața americană. Ceea ce privește piața asiatică, acolo tendința a fost ceva mai leneșă. Cred că o adevărată corecție pe piața de capital ar surveni în momentul în care dobânda este cu adevărat majorată. În prezent, semnalul pe care cred că l-au primit traderii, l-au extras traderii din această decizie, a fost faptul că economia americană o duce destul de bine, astfel încât să-și permită să se gândească la o majorare a dobânzii. Și atunci, efectul a fost în continuare de cumpărare de acțiuni. Pe de altă parte, în momentul în care decizia de majorare a dobânzii este luată, abia atunci cred că participanții la piață vor avea curajul să ia pozițiile sale într-un trend al indicilor de creștere atât de puternic și consolidat în atâția ani. Asta este părerea mea, dar pe termen de câteva luni nu exclud nici eu posibilitatea de marcare a unor semnale tehnice fundamentale care să indice startul unor corecții ceva mai semnificative pe indici. Într-adevăr, mă așteptam și eu la marcarea unor corecții la finele sesiunii de ieri, în sesiunea de astăzi, însă acest lucru nu s-a întâmplat și se pare că piețele au, după cum am spus și mai devreme, au interpretat acest semnal ca unul care dovedește faptul că economia americană este sănătoasă și abia o majorare a dobânzii ar putea să marcheze corecții. Bun, alte date care se presupune că s-au discutat în cadrul ședinței de politică monetară, însă urmează să fie confirmate. E vorba despre o înțelegere între Congres și Casa Albă referitoare la bugetul federal și la ridicarea plafonului de îndatorare al guvernului. Dacă aceste informații, de asemenea, se vor confirma, atunci se reduce și această nesiguranță privitoare la sectorul fiscal, fapt care mai departe ar încuraja
cheltuielile guvernamentale, respectiv un impuls puternic pentru ca creșterea economică să accelereze. Și acest lucru mai departe ar susține majorarea dobânzii în decembrie. Cam astea au fost cele mai importante informații discutate în cadrul ședinței FOMC. Aș vrea însă să mai aveți în vedere și faptul că în ultimele luni am avut parte de destul de multe declarații contradictorii. Pe de o parte, el îmi venea și spunea, da, ne gândim să avem în vedere posibilitatea de majorare a dobânzii, după care la următoarea ședință omitea să spună acest lucru. Am avut parte de diferite declarații ale guvernatorilor rezervelor federale din Statele Unite care spuneau, da, creștem dobânda, nu creștem dobânda. Toate aceste contradicții din presă au erodat destul de mult încrederea participanților la piață și cred că ăsta este motivul pentru care pe piața de capital s-a văzut atât de multă ezitare și atunci și traderii au preferat să intre mai degrabă și să activeze în piața schimburilor valutare. Această neîncredere se păstrează și cred că se va păstra și când vom asista la următoarea ședință de politică monetară în decembrie. În ceea ce privește euro-USD-ul, tendința descendentă, din punctul meu de vedere, a fost setată, startul a fost dat. În momentul de față nu ne putem uita pe termen scurt decât la o corecție absolut firească și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere fundamental. Sesizăm pe un M15 o a doua tentativă de avansare peste rezistența de la 1.0944, 1.0945, aceasta este principala rezistență. Dacă trecem de acest nivel, atunci avem în vedere 1.0960 și mai sus 1.0967, 1.0971. Cam acestea ar fi regiunile de rezistență maxime pe care le-aș avea în vedere, în timp ce suportul se situează la 1.0932 și mai jos 1.0908. Ceea ce ar trebui să mai aveți în vedere când vine vorba de evoluția EURUSD ar fi faptul că astăzi se publică date importante. E vorba de varianta avansată a PIB-ului pentru Statele Unite. Este prima publicare a PIB-ului. După varianta advanced urmează varianta preliminară și apoi varianta finală care să confirme PIB-ul. Estimarea este de 1,6%. Orice cifră apropiată de acest nivel ar putea să încurajeze, sau un 6 sau poate mai mult, ar putea să încurajeze continuarea deprecierii EURUSD. Pe de altă parte, dacă datele de PIB se slăbesc, corelate și cu cererile pentru șomaj așteptate în creștere la 264.000, atunci am putea să avem parte de acele motive necesare să credem că această corecție ar putea să continue și să vizeze acest nivel Fibonacci 38.2, instrument Fibonacci aplicat pe ultimul impuls în trendul descendent al EURUSD. Deci contează foarte mult cum o să se publice și datele de la ora 2:30. În ceea ce privește evoluția monedei unice europene, astăzi de dimineață s-au publicat câteva date de inflație din Spania, date slabe, minus 0,7% pentru CPI, ceea ce vor urmări însă piețele face referire la CPI-ul, varianta preliminară a CPI-ului din Germania. Asta pentru că de acum înainte, până la următoarea ședință de politică monetară a BCE-ului, cred că traderii vor urmări cu atenție datele de inflație. Orice cifră slabă o să intensifice estimările legate de cât de mult va umbla BCE-ul la parametri de stimulare monetară și acest mix de date o să pună presiune pe EURUSD.
Cred că publicarea de astăzi a CPI-ului pentru Germania reprezintă o informație destul de importantă care poate să pună sau nu presiune pe moneda unică europeană. Alte date importante din zona euro nu avem, așadar ghidajul ar putea să fie oferit din nou de dolarul american. Haideți să ne uităm și pe D30, piața de capital din Germania. Observăm cum suportul de la 10.700 a făcut față presiunii prețului. Piața nu a coborât sub acest nivel până în momentul de față. Ușoară ezitare în continuarea acestei tendințe de creștere. Mai departe vedem piața avansând peste 10.878 până în zona de rezistență 10.927, aproximativ. Tendința corectivă cred că are șanse să domine cel puțin în prima parte a zilei și aș avea în vedere regiunea de suport 10.790-10.760, în timp ce o rezistență puternică se regăsește în zona 10.878, corelat cu acest maxim local 10.927. Cred că piața de capitală europeană o să aibă șanse să aibă performanță ceva mai volatilă în momentul în care se publică datele de CPI din Germania, dar și datele din Statele Unite. Pe termen scurt, vizați continuarea acestei tendințe corective. Mergând mai departe pe USD/IEN, aici avem parte din nou de reacții interesante. Nu în ultimul rând, observați tendința de scădere a dolarului american, ceva mai vizibilă pe USD/IEN. De ce? În prima instanță, dolarul s-a depreciat când s-a anunțat păstrarea dobânzii, ulterior, când traderii au ajuns la informația legată de posibilitatea de majorare a dobânzii în decembrie, dolarul a explodat. USD/IEN-ul l-am văzut retestând rezistența 121,25, corectând parțial această mișcare și odihnându-se pe termen scurt în zona 120,64. Cred că riscă o nouă alunecare către 120,48 dacă sparge acest 120,64 și m-aș orienta către o regiune de suport cel mult până în zona 120,30. Din nou depinde cum se vor depinde mișcarea, evoluția USD/IEN va depinde foarte mult de cum o să se publice datele din Statele Unite și aici mai avem o chestiune de luat în considerare, aceea fiind ședința de politică monetară de mâine din Japonia. Am asistat astăzi de dimineață la publicarea producției industriale în Japonia, în creștere la 1%. Ei reprezintă valoarea preliminară a producției industriale, o cifră nu bună, foarte bună pentru yen, care cred că a încurajat marcarea acestei corecții pe USD/IEN și, de asemenea, a mai absorbit o parte din presiunea care cred că se afla pe umerii băncii centrale din Japonia, însă nu în totalitate. Japonia cred că are șanse să ia măsuri noi de stimulare monetară sau să suplimenteze ceea ce, ce sumele de bani pe care le injectează în prezent în piață. Asta pentru că outlook-ul, imaginea de ansamblu asupra regiunii asiatice nu este una strălucitoare. Putem să asistăm pe măsură ce se apropie ședința de politică monetară la momente de tensiune pe yen, respectiv deprecierea acestuia, iar acest fapt să ajute USD/IEN-ul să revină poate peste 120,77 către 120,98, respectiv 121,05. Cam acesta ar fi intervalul pe care îl putem avea în vedere când vine vorba de evoluția USD/IEN în următoarea perioadă, în următoarele 24 de ore. Piețele nu se așteaptă să fie luate măsuri în cadrul ședinței de mâine, însă atenție la posibile semnale dovish, oficialii pot să transmită, să ofere o idee ceva mai clară cu privire la cum vor acționa în viitor.
Bun, tot în sfera zonei asiatice, mai avem câteva informații din China, dar o să ne uităm și pe un indice din China și discutăm atunci. Haideți să trecem pe NZD-USD, unde am avut din nou date importante. Se pare că ținta acestui triunghi, care se dovedește a fi unul de inversare, are șanse să fie atinsă undeva în zona 0,6560. Asta după ce am avut parte de o ședință de politică monetară în Noua Zeelandă destul de intensă. Chiar dacă rata de dobândă s-a menținut la 2,75%, mesajele transmise de guvernatorul Băncii Centrale din Noua Zeelandă sunt destul de doviș. Acesta spunea că dacă avansul și aprecierea dolarului neozelandez va continua, nu va ezita să ia măsuri, respectiv să reducă dobânda. Aceste informații au întărit ipoteza piețelor legată de posibilitatea de micșorare a dobânzii în decembrie și acesta este motivul pentru care cred că tensiunea pe NZD se va intensifica în următoarea perioadă și cred că putem să asistăm la dezvoltarea unei tendințe de scădere. În momentul de față avem în vedere rezistența 66,77, 66,88. Dacă trecem peste această rezistență, atunci vizăm o corecție ceva mai sănătoasă către zona 67,00, respectiv 67,18. Suportul important se află la 66,45. Dacă depășim pe acest suport, coborâm către 66,17. Având în vedere posibilele variații cauzate de modul cum o să evolueze dolarul american astăzi, nu aș exclude și posibilitatea marcării unei corecții, în timp ce pe termen ceva mai lung m-aș orienta către luarea de poziții în sens descendent, având în vedere că e o ipoteză susținută atât tehnic cât și fundamental. Așa cum piețele numesc dolarul australian vărul dolarului neozelandez, o să ne uităm și pe acest grafic. AUD-ul reacționează, la fel cum și NZD-ul reacționează când vine vorba de AUD. A reacționat și de data aceasta și vedem alunecarea prețului mai mult decât estimasem în cadrul webinarului de ieri, o alunecare care are testat suportul 0,7080. Vă reamintesc că și în cadrul și în ceea ce privește dolarul australian se estimează reducerea dobânzii, care cred că are ceva mai multă putere de a se petrece prin comparație cu NZD-ul. Și pe acest grafic cred că putem să asistăm la începutul unei tendințe de scădere ceva mai serioase. Avem în vedere o rezistență destul de puternică în zona 0,7113, mai sus 0,7135, în timp ce spargerea suportului 0,7000 ar putea să coboare cotația către 0,7040, următoarea regiune de suport importantă pentru evoluția prețului. Date semnificative din Australia, abia mâine dimineață se vor publica inflația la nivelul producătorului. Aș vrea totuși să vă reamintesc și în privința NZD-ului că mâine dimineață se publică sentimentul încrederii în mediul de business, indice raportat de ANZ. Este foarte interesant să urmăriți modul cum a fost publicat acest indice. Dacă începând cu mai 2009 până în recent mai 2015 am avut parte doar de publicări peste pragul de zero, cu o singură excepție, indicele a urcat chiar și în zona 70 de puncte. Ei bine, în ultima perioadă, începând cu iunie 2015, am avut parte de publicări în zona negativă, publicări care coincid abia cu perioada 2002, iunie 2002, aprilie 2009. Am avut atunci o perioadă destul de lungă în care acest indice s-a publicat într-o zonă negativă. Se pare că această tendință a fost reluată și dacă și de data aceasta avem parte de o publicare în zona negativă a încrederii, a sentimentului vis-a-vis de încrederea în mediul de business, atunci am putea să ne gândim la
pe de o parte, șanse mai mari de reducere a dobânzii, pe de altă parte, posibilitatea ca NSD-ul să alunece ceva mai adânc către minime. Consider publicarea de mâine dimineață a încrederii în mediul de business la ora 2 o publicare destul de importantă. Mergând mai departe pe aur, vom observa faptul că aurul s-a apreciat destul de mult ieri înainte de publicarea datelor, așa cum era de așteptat. A marcat de asemenea un maxim în creștere, un maxim care a retestat o regiune de rezistență din perioada octombrie, 16 octombrie, de unde printr-un shooting star am avut parte de startul unui episod negativ foarte consistent. Vorbim de coborârea prețului din maximul de la 1192 până în minimul de la 1152-40 40 de dolari scădere. Rar mai vedeți asemenea alunecări în piață și vorbim de retestarea minimelor din 13 octombrie anul acesta. În prezent, piața se corectează și cred că are șanse să continue această corecție dacă depășim 1162-69 și avansăm către 1165-98, însă acest scenariu activ pe termen scurt. Eu, revenind la graficul daily, însă vom sesiza că se confirmă această respingere din linia superioară a canalului ascendent și cred că pe termen lung putem să avem în vedere conturarea unui trend de scădere foarte frumos pe aur. Mergând mai departe pe petrolul WTI. Ieri s-au publicat stocurile în scădere față de estimări la 3,4 milioane de barili. Estimările erau de 3,7 și ultima publicare a fost de 8 milioane. O publicare care cred că va păstra o ipoteză pozitivă pentru petrol pe termen scurt. Am văzut o reacție destul de explozivă, o sete a traderilor de a cumpăra petrol, sete care a dus prețul la retestarea rezistenței de la 46-21, o corecție, cred eu, bine meritată într-un trend descendent. Însă nu aș exclude posibilitatea ca o mișcare de scădere să se contureze cât de curând. Nu neapărat în sesiunea de astăzi, însă cât de curând piața cred că va fi tentată să revină la creionarea unei tendințe de scădere. Avem în vedere pentru activarea acestui scenariu descendent depășirea suportului de la 45,08-44,93, în timp ce pe termen scurt aș avea în vedere mai degrabă retestarea rezistenței 46,21. Date din zona fundamentală pentru petrol nu mai avem. Atenție însă, săptămâna viitoare, când se vor publica pe lângă stocurile de petrol săptămânale cu care ne-am obișnuit, se vor publica și date importante din sectorul manufacturier al Chinei. Primele informații se vor publica duminică, atunci și publicările vor continua și luni, atunci mă aștept ca petrolul să devină mai ceva mai volatil. Până una alta, avem în vedere posibilitatea de continuare a acestei corecții până în zona 46-21, după care atenție la posibile semnale negative. Uitându-ne pe US 30, observăm variații în ambele sensuri. Am avut retestarea suportului de la 17.474 și a rezistenței de la 17.704. Variații importante. În prezent însă piața pare slăbită și tornică să se corecteze, motiv pentru care m-aș orienta către regiunile de suport de la 17.596, 581 și 560 pe termen scurt. Haideți să ne uităm și pe un instrument ceva mai exotic și asta pentru că e primul grafic care a apărut pe
pe ecran. E vorba de dolarul american versus pesosul mexican. De ce vă aduc în vedere acest grafic? Pentru că astăzi avem ședință de politică monetară a Băncii Centrale din Mexic, unde se estimează păstrarea dobânzii la 3%. Dacă acest lucru se confirmă, am putea avea parte de asemenea de și de o confirmare tehnică, respectiv respingerea din această regiune de rezistență de la 16,673, care definește o regiune laterală marcată în ultimele săptămâni pe USD versus pesosul mexican. Revenirea sub suportul 16,6179 ar putea să coboare cotația către 16,5723, 16,5723, niveluri marcate și pe grafic. Însă acest lucru ar însemna ca și banca din Mexic să păstreze dobânda. Rezistența rămâne activă la 16,66703. Dacă spargem rezistența aceasta, ne orientăm către 16,7090. Cred că este un grafic care merită urmărit, având în vedere și importanța datelor care urmează să se publice astăzi. Haideți să ne uităm și pe GBP/USD, unde sesizăm continuarea acestei tendințe de scădere. Rezistență 1,5274, suport 1,5245. Cred că lucrurile pe acest grafic sunt destul de simple. În primă instanță, tendința de scădere cred că are toate șansele să se continue și acest scenariu este confirmat de spargerea suportului de la 1,5245. Odată coborât sub acest nivel, ne uităm către 52.14. În ipoteza marcării unei corecții ceva mai consistente, avem în vedere depășirea nivelului 1.5374, care să urce prețul către 1.5289. Date din Marea Britanie astăzi ceva mai importante nu avem, așadar doar chestiuni care nu promit să aibă un impact important asupra pieței. Așadar, și pe acest grafic, modul cum va evolua dolarul american va conta destul de mult. Euro-CHF-ul a reușit cu greu, aș putea să spun, să respingă din rezistența de la 1.0900 și în prezent activează în zona 1.0856. Prețului este destul de greu să avanseze și să se apropie măcar de nivel de maxim atins ultima dată în septembrie anul acesta. Pe termen scurt, aș avea în vedere posibilitatea de revenire către 1.0865. Dacă sparge și această rezistență, atunci ne uităm către vechea regiune de rezistență de la 1.0891. Pe de altă parte, însă, aș fi ceva mai atent la suportul de la 1.0845, un suport care prinde din ce în ce mai multă putere. Dacă piața coboară sub acest suport, atunci ne orientăm către un nivel ceva mai coborât în zona 1.0826 și mai jos 1.0813. Un semnal tehnic puternic este dat de respingerea din această linie de rezistență care marchează maxime în scădere. Euro-yenul a depășit și a marcat toate țintele de profit pe care le aveam în vedere încă de la începutul săptămânii, a coborât și a retestat minimul de la 131,58. Un scenariu corectiv de asemenea pare probabil și pe acest grafic. Depășirea rezistenței 132,38 ar valida o traiectorie pozitivă către 132,66, în timp ce reluarea tendinței de scădere ar fi semnalată de revenirea prețului în zona 131,58. USD CAD-ul a marcat o corecție ceva mai consistentă decât ne-am fi așteptat și aici avem în vedere ca
principal vinovat, dolarul canadian, care s-a întărit destul de mult odată cu aprecierea prețului petrolului. Respingerea din 131.00 a dus prețul țintă peste 132.00. Cred că putem să avem în vedere o ipoteză, un scenariu pozitiv în sesiunea de astăzi, respectiv spargerea rezistenței 132.28, o închidere peste acest nivel, să urce cotația către 132.55 și mai sus 132.78. În ceea ce privește USD/CHF-ul, observăm prezența prețului într-o regiune de rezistență ceva mai importantă. Piața a reușit să spargă acest maxim din august 2015 și să retesteze niveluri ultima dată marcate în martie 2015. Prezența prețului într-o regiune de rezistență atât de importantă, cred că confirmă o ipoteză corectivă, motiv pentru care aș lua în considerare zonele de suport de la 0.9900 și 0.98 73. Revenirea peste 0,9956 ar putea să se dovedească a fi un bun semnal că piețele sunt tentate să înțepe măcar o dată acest 1,0000, o tentație foarte puternică în prezent, având în vedere că prețul s-a apropiat atât de mult de acest nivel. Cred că până la finele zilei, aș fi tentată să cred că până la finele zilei avem șansa să avansăm atât de mult. Să ne uităm rapid și pe indicele din Japonia și apoi pe US 100. Indicele din Japonia a invalidat acea ipoteză descendentă, conform căreia piața ar retesta 18.508. A marcat o regiune laterală unde suportul activ se află la 18.741 și rezistența la 19.100. Cred că indicele din Japonia are șanse să continue dezvoltarea acestei regiuni laterale, asta până când se intensifică tensiunea, având în vedere că avem ședință de politică monetară în Japonia. Cred că indicele va fi tentat să avanseze către regiunile locale de rezistență din zona 19.100. Haideți să ne uităm și pe US 100, pentru că știu că l-am păstrat aici, exact. US 100 nu a avansat în zona 4686. Pare că tinde să corecteze. Pe un interval de timp H1 avem în vedere suportul de la 4637, un suport păstrat pe grafic de câteva zile și m-aș uita de asemenea și către 4624-20, un suport în apropierea nivelului 4637. De asemenea, și pe acest grafic, cred că piața are șanse să continue această corecție minoră. Orice semnal tehnic de reluare a tendinței de creștere ar putea să ajute cotația să marcheze acest take profit în zona 4686. Atenție, astăzi încă nu știm când se publică, nu s-a emis o oră anume pentru când se va publica inflația pentru Germania, dar cred că are șanse să miște piețele europene și, de asemenea, atenție la 20:30 când se publică datele din Statele Unite, de asemenea la 4:30 stocurile de gaze naturale. O să ne uităm la closing bell și pe graficul NetGas, stocurile sunt așteptate în scădere și ar putea să ofere o bună oportunitate de marcare a unei corecții pozitive într-un trend descendent destul de puternic. Vă reamintesc că și pe piața gazului natural tendința de scădere este activă și promite să rămână activă în următoarea perioadă. Cam acestea au fost datele pe care am vrut să le discutăm. Am abordat cam tot ce ne-am propus. Atenție la piețe astăzi, din nou sesiune volatilă și mâine sesiune la fel de volatilă, o săptămână foarte încărcată. Atenție la piețe, să aveți o zi frumoasă și toate cele bune. Ne auzim la ora 4 la Closing Bell. O zi frumoasă, la revedere!